Una e să vezi un coleg într-un spectacol, un coleg actor într-un spectacol, și alta e să lucrezi cu el, să-l vezi la lucru. Eu cu Andrei Huțuleac m-am întâlnit prima oară la lucru în 2014, la pregătirea spectacolului Lilio. Știu că încă de la lecturi mă opream din ale mele și mă ridicam așa de gât, ca o suricată, să-l admir. Viteza gândului, viteza cu care bănuia personajul și situația, din câteva replici vedeai povești. M-a făcut să înțeleg că de ce atât de repede a trecut de la promisiune la certitudine. Eu nu-l susțin pe Andrei Huțuleac, pentru că pur și simplu n-are nevoie. E un actor matur, stăpân pe mijloacele lui, cu o minte briliant. Îi mai trebuie ceva? Roluri. Să se arate. La această ediție a Galei Uniter îl susțin pe actorul Victor Rebenciuc pentru a câștiga premiul pentru cel mai bun actor, premiul pe care l-am mai câștigat și nu odată, pentru că eu cred că, indiferent de vârstă, indiferent de palmares, indiferent de CV, pentru a da consistență unei gale naționale, cum e Gala Uniter, trebuie nominalizați cei mai buni actori din acea stagiune. Și cred că rolul Beranger din Regele Moare este un exemplu în acest sens. Pentru mine este o școală de teatru și fie ca cel mai bun să câștige. Această ediție a Galelor Uniter, întreaga mea susținere, merge către domnul Suci Ervin, angajat al Teatrului Maghiar de stat din Cluj, care, alături de colegii domniei sale, a trecut printr-un adevărat tur de forță în spectacolul Îngeri în America și nu numai. Așa că toate gândurile mele bune, multă baftă și să te bucuri de seara cu pricina, stimate coleg.